Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un episod de Roblox. De data aceasta ne jucăm Escape the Barbershop, Shop, deoarece frizerul nostru a nebunit puțin. Adică ne-am așezat aici pe scaunul să ne tundă, de fapt mai bine ne așezam aici și uitați-vă la fața lui, tip... Bă, doi, că mă înalt, bun. ești nebun. De ce sunt eu așa scund? Tipul acesta, habar n-am ce face, dar pare că vrea să-mi și capul, nu doar părul, așa că e timpul să fugim de aici. Adică uitați-vă la frizura asta. Imaginați-vă pe mine cu freza asta. Ce daiva? Look at my hair, this guy is the worst hairdresser ever. Let me help you escape. Deci că nu e un frizer prea bun. Habar n-am ce -a întâmplat cu el, are bunit și noi trebuie să fugim de aici. Deci, hai să-i dăm drumul și... Să ridicem mâna sus cine este enervat de chestia asta. Adică ce n-ai mai porcăria asta? Subscribe to Sploshy on YouTube. Mi se pare cea mai neprofesională chestie. Adică dacă mi-aș face o hartă, chestia asta e cea mai neprofesională chestie. Chestie. Am zis de două, trei ori chestie. chestie. Adică ai putea să faci ceva care să apară din când în când în, da, cât te joci. Nu să stea pe ecran tot timpul. Nu știu, parcă mă, mă, mă disper așa că nu pot să scap de aia. Nu știu, doar pe mine. Pe mine mă deranjează. E așa gigantică ce ce naiba. Ar putea să fie ascuns undeva sau nu știu, habar n-am. Pe mine mă cam deranjează chestia asta, dar în fine, hai să vedem cum este nivelul acesta. Trebuie... Wow, ce naiba să zici că e suc de struguri sau... Ce naiba? Ok, hai să... Uh, hai să dăm puțin mai tare. Oh, uh, e un copil de la care plânge. Ok. Hai să mai încercăm o dată și... Uh, când ne-am jucat noi ultima dată Roblox? Nici deci, mai știu cu ce a fost ultimul episod de Roblox. Um, ideea este că mâine uh, sunt puțin că mă ocupat cu școala și nu prea apuc să filmez absolut nimic. Deci trebuie neapărat să filmez... O să e un pieton, Keptăn! Uh, trebuie să filmez neapărat ceva pentru astăzi, adică astăzi când vă uitați voi, dar uh, eu filmez cu o zi înainte. Uh, pentru că dacă nu, iarăși nu o să apară niciun videoclip și o să vă speriați. Use the mannequin's hair to avoid the dirty pile. Dar ce chestie asta de pe jos? Deci e fân! Ok, trebuie să sărim pe părul lui Rapunzel, să fugim. <laughs> Imaginați-vă să ai așa un por așa lung. Am zis așa de două ori, habar nu ce se întâmplă cu mine. Dar ideea e că trebuie să mă duc și eu să mă tund. Pentru că, nu știu, voi la cât timp vă tundeți? Eu mă tund cam la 3 săptămâni. Don't let that hairspray get you! Scoate foc, ce naiba! <laughs> zici că e gumă. Oh my god, să... Ok, deci suntem la nivelul 2? Stai puțin, Ia stai, să, stai, stai puțin să mă omor, n-am salvat, în partea cealaltă, cred că asta trebuia să fie 3, nu 2, da, n-am salvat, știam eu, vedeți, și dacă continuam acolo, în momentul în care muream, mă dădeam spate de tot, deci, nivelul 3, super, hai să sărim iarăși pe păr, da, voi la cât timp vă tundeți, eu mă tund cam la 3 săptămâni, cam așa, cam așa, cam așa, nivelul... A, se era chiar 4, nu 3. Bun. Hai să, hai să vedem, să ne ferim de spray-ul acesta. Um, voiam să joc un Tycoon, dar acela durează foarte, foarte mult și nu prea stau bine cu timpul, așa că am zis să filmăm un obi. Și am văzut că e obi ăsta popular. Um, beautiful, my hair, what have you done? Asta e că folosit aceeași freză pe toate caracterele. Um, fire exit, staff only. nu avem voie. Oh, uh, dar eu nu sunt din staff. Look at that giant hair dryer. Este un... Um, da, la... You need to jump. Este un... Um, cum se numește, mă, hair dryer, că nu vine. Um, unor știu cuvinte în engleză și nu le știu în română. Uh, feon. Sări, 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 să ne împingă. oh my god, ce naiba e asta? <laughs> Are o inimă? În formă... Zici că e înghețată. Ce, ce naiba? Asta este ruj. Ok. Deci suntem la nivelul 6. Sper că am salvat acolo în spate. Farduri, chestii. Pasta n-a o Ok. Hai că ajunge și pe ceilalți din urmă. Nivelul 7. Voi ce... e uh... Astea sunt bigudiuri, ce sunt. Uh... Voi ce hărți să jucați pe Roblox? Ce v-ați mai jucat așa în ultima vreme? Um... Am văzut că v-a plăcut, a ah, da cum mi-am adus aminte? Mi aminte, am jucat chestia aia cu pușcăria ultima dată care v-a plăcut foarte mult, asta e o placă de păr, uh, v-a plăcut foarte foarte tare, nu știu dacă o să mai facem episoade cu Jailbreak pentru că am făcut aproape tot, mi-a zis că trebuie să mi cumpăr clasa aia de SWAT ca să pot să spawnez un elicopter, dar nu cred că mai are rost să joc doar pentru atât. Um, e Cel mai popular joc uh, la momentul de față de pe Roblox, oh my god, clonele lui Rapunzel, find the correct hair on the mannequin. Boing. Ah, am nimerit. Stânga. Iar na. Ok, nu e iarăși stânga. Um, da, în rest nu prea am mai găsit așa hărți care să-mi placă, știi? Mai sunt niște hărți de alea să îți adopți copil și tot felul de prostii, dar parcă nu mă prind așa tare pe mine uh, hărțile respective. Bun, ne ducem iarăși la stânga. Și după anunciă la dreapta, uite, tocmai ce termin, după ce termin de filmat episodul acesta, voi face un livestream, ați văzut că în ultima vreme am început să fac live streamuri pe YouTube. Însă, știu că mulți sunteți pe live și îmi cereți să fac live stream cu Roblox. Am făcut live stream cu Roblox în trecut și e foarte... A, nu era aia din dreapta, ok, dacă vorbesc, mă pot concentra. E foarte ciudat când joc Roblox pe live uri Nu știu, nu-mi place. Roblox merge mai bine pentru episoade. Deci asta era? Bun, dreapta, mijloc. Habar -am dacă am căzut. Eu sau dacă nu era drumul bun? A, oh, la naiba, trebuie să încerc iarăși. Uh -huh, ok. Deci avem stânga, avem dreapta și avem mijloc. Yes, am nimerit. Stânga, dreapta, mijloc, stânga. Uuu, bine tu, Rafael. Nivelul 10, ok avem niște peruci, vreau și o perucă. Mi-a zis prin comentarii la episoadele de Roblox să mai mi schimb outfitul pentru că rămăsesem cu tipul la bogătan, așa că l-am ales pe ăsta. Cu frizura jmecheroasă. Adică dacă apăs pe egal... Dar nu mai merge, dacă apăsai pe egal îți bura freza. Acum de ce nu mai merge? Oh my god. Ok. Bun, mai departe. Da, și după ce termin de filmat episodul acesta, vei face un live stream. Vreau să mă joc un joc de la cu vânătoare. Chestia e că cel mai bine pentru voi ar fi să fac live-uri seara când se întoarce toată lumea de la școală. Dar nu-mi place mie să fac live-uri seara, live seara. Pentru că și eu, precum voi, mă uit la alte live-uri. Și persoanele pe care le urmăresc eu încep seara, știi? Și uh, wow, that's a giant mannequin head. Wow, a căpățâna. Hai să ne cățărăm. Deci nici mie nu prea-mi place uh, seara să fac live-stream, știi? Dar cam pe la 4-5-6 cam așa fac live. O, pot să merg prin păr. O, asta e tare. O, coborâm pe aici pe păr? Dute. te Ați văzut că nu mai este... Nu! Ați văzut că nu mai este um, obiul lui Fat Paps? Vă așteptați să fie Fat Paps când ați văzut acolo? Dar nu. Habar n-am cum s-a nimerit. Și eu credeam că e tot Fat Paps. Dar uh, nu. Mi se pare că e o întreagă echipă care face... Sau care lucrează la aceste obiuri. Habar n-am. Um, de ce nu e că caracterul? Bă, du-te, o! Du-te, bus! Cred că de la să mă duc de la început de acolo. Habar nu am ce se întâmplă. Păi, în felul ăsta, nu, nu. Trebuie să facem iarăși. Iarăși, iarăși, iarăși. Bun. Da, despre ce să mai vorbim noi? Nici nu știu. Deci, cam asta e treaba cu live stream -ul. Vreau să mai... îmi place să fac live stream nu mă deranjează. Um, alunecă mă, ăsta sau cine va face? Iai. Asta îmi face chef să mă duc la... <laughs> mă, te-ai și n-am murit, ești nebun? Come on, let's take the fire escape! Vrea să mă tunda. Trust me, I'm the best barber in town. <laughs> oh my god, despre ce vorbeam? Că am uitat. Pe bune, dacă n-am uitat despre ce vorbeam. Cum poți să uiți de la... De la mână până la gură era vorba. Um, dar, da, chestia cu live-urile. Uh, voiam să... Cine parca Parcă știu, dar nu știu despre ce vorbeam. Ziceam ceva de livestream-uri. Uh, <coughs> că m-am place să fac livestream-uri, că am început să fac live uri pe YouTube, chestii trei uh, Dar după aia voiam să zic ceva și am uitat. Asta e tare ciudat. Deci eu, Oh my god, ce neva sunt astea? Sunt mașini de tuns. De tuns, Rafael. Opa, opa. Ok. Oh, nu! No! Era tare să scadă doar părul, dar presupun că trebuie să te și omoare. Ok, hai să mai încercăm o dată. Asta n-ar trebui să fie... Ok. <laughs> n-ar trebui să fie așa greu, nu? Hai să vedem. Oare vreau să trec prin mijloc sau... Nu, 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 trebuie să treci prin mijloc, cred. Hai să mai încercăm o dată. Minunat. Da, chiar nu mă gândeam că o să vă placă Roblox atât de tare. Deci nici nu-mi imaginam eu că Roblox da, va deveni o serie foarte populară pe canalul meu de YouTube. The door is locked. Let's go out the window. Ok. Nu-mi imaginam, credeți-mă, că o să vă placă Roblox atât de tare. Adică mie personal jocul... Oh, jocul ăsta nu prea mai e de vârsta mea, știi? Dar eu îl joc pentru nostalgie mai mult și pentru că vă place vom. Dar când eram eu micuț îmi plăcea foarte tare jocul ăsta. Walk carefully across this telephone pole. Probabil de aia vă place... Probabil de-aia vă place și vouă Roblox așa tare, adică... Oh, nu! Mie mi îmi place Roblox pentru că mi-a plăcut când eram mic. Dar dacă presupune arăt jocul acesta un, unei persoane de vreo 20 ceva de ani, nu o să zic că e o prostie, știi? Dar... Oh my god! Pentru mine Rob... Roblox a însemnat de... Destul de mult, adică era un joc destul de tare pe vremea lui, precum Club Penguin, dar Club Penguin, deci când era, deci era Roblox și Club Penguin mână-în-mână mână, uh, și nu erau prea multe jocuri cum sunt acum, pe Steam sute de jocuri, nu știi ce să te mai joci, rupea Club Penguin-ul, deci erau atât de mulți oameni online pe Club Penguin, toate serverele aproape full cred, incredibil de popular, dar s-a pierdut popularitatea, dar Roblox nu. Need a shave? Take a seat! Ce n-ai am tai gâtul! Asta e un briceag? Pare că-și taie el capul. <laughs> Sau ce? În fine. Oh, ok. Da, v-am mai zis, dar e incredibil că a rămas popular Roblox. Chiar îmi pare bine. Și mi-aș plăcut să fi rămas popular și Club Penguin, dar s-a dus. Club Penguin era și el mai chiar. Dar era cam plictisitor. În Club Penguin n avea ce să faci atât de multe. Pe când în Roblox ai alte posibilități. Pentru că sunt oameni care lucrează la hărți. Pe aici? Nu. Pe aici? Da. Bun. Oh my god, ce naiba e asta? Ce legătură are asta? <căstări> ok, mi s-a oprit. mi s-a oprit vocea. Ce legătură are asta cu... Uum... frizeria? Stai, nu mă duc bine. Nu, 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 nu înapoi, nu, înapoi. Ok, să vedem. Bă, dar nu văd. Îmi bagă tavan, tavanul pe cap. Bun, hai să mai încercăm o dată. E, e, un, e, un e, e, puțin mai greu biul acesta, dar nu e imposibil. Nu cred că putem să sărim. Da, nu... Bă, nu mă... Nu cred că mă, mă Voiam să sar direct la ușă, dar nu cred că... Oare e bine pe aici unde mă, mă duc? Nici măcar nu știu. A, ah, bă, n am, dar cred că ăsta e ultimul nivel. Pentru că... Fat Peps de obicei cam așa face. A, ah, uite că nu e. Fat Peps de obicei lasă nivelele grele la final de tot. Stai că a fost cel mai simplu nivel. Alte peruci. Let's go! Let's finally escape this place! Sărp pe geam. Woo! Nice! Uite frizeria nebunului. Nu puteam să spargem geamul și să ieșim direct? Trebuia să o ocolim toată clădirea? Fugi, Rafael! <laughs> oh my god, era fix la ieșire! Fix la ieșire era finalul hărții. Ok, băieți, acum după episod trebuie să mergem toți să ne tundem. Și să avem grijă să nu nebunească frizerul nostru. Wow, ok. Um, nu voiam să se întâmple chestia asta. Da, deci asta va fi singurul episod pe ziua de astăzi. Dar în câteva zile ar trebui să reîncepem noi activitatea normală cu celelalte serii. Dar am fost puțin cam ocupați cu școala chestii trestii și n-am reușit să filmez mai nimic. Adică decât să nu pun niciun episod astăzi mai bine, la zor episodul acesta de Roblox. Uite, asta nu-mi place, pentru că nu mă lasă să intru să mă joc cu ceilalți, adică îmi dă opțiunile astea să zbor pe aici, dar de ce nu mă lasă să intru să-i pe ceilalți sau eventual să-i ajut? Stai e aiurea. Este, este aiurea. Am mai văzut un Obi foarte popular acum pe Roblox cu 800 și ceva de nivel. dar n-am cum să fac episodul ăla că e extrem de lung. Uh, da. Bun, păi uh, noi o să încheiem episodul aici. Ia să vedem, putem să intrăm prin partea asta? Na, nu merge. Bun, vom încheia episodul aici. Sper că v-a plăcut. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată și ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!